Timp de 3 zile, sala polivalentă Traian a fost gazda celei de-a 8-a ediție a memorialului Constantin Tită, organizată în memoria fostului om de handbal din Vâlcea, cel pe care prietenii îl alintau generalul. La turneu au luat startul 4 echipe, HCM Râmnicu Vâlcea, Corona Brașov, Măgura Cisnădie și CSM Bistrița. Partidele au fost echilibrate și pe primul loc al clasamentului au reușit să termine vâlcencele, urmate de echipele din Bistrița, Brașov și Cisnădie. Cu acest prilej a fost organizată și o acțiune caritabilă, spectatorii donând jucării care vor fi date unei case de copii din Râmnicu Vâlcea. Sunt convins că de la anul vom avea o echipă chiar foarte bună. Tribunele pline din nou? E posibil? Da, astăzi vă dați seama, o zi înainte de anul nou și o tribună a fost plină. E bine, deocamdată. Prin semn extraordinar de bun. Cât de mult contează titlul ăsta pentru tine? Foarte mult, pentru că eu vin după o perioadă în care nu prea am jucat și sper din toată inima să spargă gheața returul acesta. Ne bucurăm pentru victoria și câștigarea acestui trofeu la memorialul Constantin Tită. Orice victorie ne aduce bucurii. În preajma sărbătorilor ne bucurăm și mai mult, dar încercăm totuși din ianuarie să ne punem un pic la punct atât pe apărare cât și în atac, că lotul este subțire și trebuie să defilăm cu ce avem în față și să ne luptăm cu orice echipă care o întâlnim. Organizatorii speră ca viitoarea ediție a memorialului Constantin Tită să fie una cu participare internațională. Ediția din acest an a fost una calitativ bună, spun eu, ca nespecialist în handbal. În spiritul sportivității, toată lumea și-a apărat locurile, s-a jucat handbal frumos, sala a fost destul de plină și sunt mulțumit. Competiția a fost organizată de Asociația Handbalului Vâlcean Constantin Tită în colaborare cu DJST Vâlcea HCM Râmnicu Vâlcea, AJH Vâlcea și cu sprijinul primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea. La final au fost acordate și câteva premii individuale. Maria Gavrilă, golgheter, Sorina Târcă, declarată cea mai tehnică jucătoare și Petra Blazec, cel mai bun portar.